Шкаю без центру и садух,
Thank you.
читателю не летали в август, прикажем дуешку туди у нас бачи. Пенкру вичу не лене сказали, діду ми діло мрії, ти торжечі вами. Не заря кручі царя, ай до бані мантуїря, я рекли дарі не хвості ні так спамілу. Ця і дрині чи не вичу не курате, сирі чи не майка Агафія. Пенкру кари чи дару бачі, ні міну чи дару знаю, Константинатську майка Саїна куча ретат длину чета чинсіт, каріся рушна, то жіда ділор, шарма перечойшла на парація, супа ще допустили, що перед мною залетався, має ще нас боєм прикошат, слава тату, ще пілуче з комплетов, дорім дяк, дітя вважити супу, та й послучі мать, люди не дев, чи кутері ретим бойли, ще не лунгата сферізе, перевінці дідару, фачі перемоги, чи та майка Агафія, любите вся ж дорогу, звучило, що сидівся, пурете, що манте сіє. Широко, ще пору, я ще вічі, вічі, вороні. Прямо скажу, я дяду мене, що дорогу, що не дорміє. Ще я пропусти, що на дяду трішки мати. Мормен, ще мойте на дяду. Ще раз пробіжом, ми не діли позну.
Să fie
să fie purtătorul lotul, pentru că și fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. Să vă mămintem! În vremea aceea, unul din farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată o femeie din oraș, care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir și stând înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângând a început să-i ude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să-i le șteargă. Săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase, a zis într-o sine, omul acesta, dacă ar fi proroc, aș fi cine și ce fel de femeie este aceasta, care se adice de el, aș ști că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el, Simone, am să-ți spun ceva, Învățătorul le spune, a zis el, un cămătar avea doi datornici, unul era dator 500 de dinari, iar celălalt 50, dar neavând exces să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-mi care dintre ei îl va iubi mai mult. Simon răspundând a zis, gândesc că aceluia care i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns, drept ai judecat, apoi întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta, am intrat pe tine în casă, apă de spălat pe picioare și nu mi-a dat, iar să mi-au dat cu lacrimi picioarele și le-a șters părul capului ei. Sărutare nu mi-a dat, iar să de când am intrat, n-am continuit să-mi sărute picioarele. Puntele în capul meu tu nu l-ai uns, iar să cu mir mi-au uns picioarele. Pentru aceea spun, iertate-i sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel care este iartă puțin, puțin iubește. Și a zis către ea, iertate-i sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe în gândul lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, merge în pas. Thank you.
Я буду обнимать.